După cum v-am promis, am spus că o să fac un review asupra senzorilor noi de la Prologic, Fulcrum RMX ProBite Alarm. Ei vin într-un set de 3 plus stație, așa vin standard, după care se pot achiziționa separat și se pot pune pe stație până la 6 senzori. Vin cu foarte multe funcții și cu un design absolut încântător privirii. Finisaje premium, arată foarte bine, seamănă foarte mult cu modelul dinaintea sa SMX, dar mult, mult îmbunătățit, atât din punct de vedere al aspectului, cât și din punct de vedere al funcționalităților. Prima ar fi, după cum am spus și mai devreme, posibilitatea de a pune până la 6 senzori pe stație. Are trei funcții la butonul de pornit oprit. În jos este oprit. După cum vedeți, a pornit și avertizarea de furt. Deci, practic, dacă cineva încearcă să ne fure avertizorul de pe RodPod sau să ne-l oprească, să ne facă o glumă, stația ne sesizează acest lucru. În momentul în care îl dăm pe mijloc, este pe mut până putem noi așeza lanseta, deci după ce am aruncat, după ce am plantat, până așezăm swinger-ul, întindem firul, atunci putem poziționa butonul pe mijloc pentru a ne întinde firul sau a poziționa lanseta cât mai bine și să nu deranjăm pe ceilalți din jurul nostru. Iar cea de-a treia fază este poziționarea în sus, în care senzorul și stația funcționează în parametri optimi. O altă funcționalitate este funcționalitatea de volum, care se poate ajusta în 6 trepte. Avem acum este pe mut avertizorul, dar stația funcționează, deci practic sunt 6 plus una treaptă. La următoarea este foarte mic. Sunetele sunt absolut încântătoare, îmi plac foarte mult, diferă de absolut orice avertizor Prologic făcut până acum. Avem și 6 tonuri, 6 tonuri diferite. După cum se poate auzi, este un ton pentru drop și un ton pentru plecarea în forță. Mi-mi plac aceste tonuri, acestea care sună a greiere, așa. Este împrumutat un pic de pe la alți senzori premium de pe piața de avertizori. O altă funcție este reglajul de sensibilitate, are 4 trepte de sensibilitate. Cum se vede acum, este pe cea mai sensibilă. Acum este foarte, foarte lungă cursa. Și acum revenim la cea mai sensibilă. O caracteristică care îmi place foarte mult este aceea de a ajusta culoarea direct din butonul de culoare la fiecare senzor în parte. Deci, practic, putem să-i avem pe toți verzi, pe toți mov, pe toți albi, roșii, albaștri, galbeni. Are 6 reglaje de culoare, acestea sunt cele 6 culori. După fiecare trăsătură,
rămâne LED-ul alb aprins timp de 20 de secunde pentru a putea vedea la care lansetă a tras exact. În 20 de secunde avem timp să ajungem la lansete. Dacă n-ajungem în cele 20 de secunde, s-ar putea să ajungem cam târziu. Avem un mod de night light care aprinde cele două snack bar-uri. Acestea sunt telescopice, se pot strânge sau se pot întinde în funcție de necesitatea pe care o avem. Aici, pescuind în unghiuri diferite, am nevoie să ridic aceste snack bar-uri pentru a nu risca să-mi tragă lanseta de pe rod pod. Avertizorii Prologic Fulcrum funcționează pe tehnologia DSR. Este o tehnologie care elimină trăsăturile false. Deci, practic, de la bătăile de vânt, de la absolut orice ne-ar putea indica o trăsătură falsă, această tehnologie ne ajută să nu le mai avem. Bineînțeles, au o mufă jack pentru a beneficia de swingeri luminați. Avertizorii merg cu două baterii 3AA și, bineînțeles, că avertizorii sunt 100% rezistenți la intemperii, la ploaie, la apă în general, dar nu este indicat să îi scufundăm noi sub apă pentru a putea funcționa în parametri optimi, dar la ploaie, la îngheț, am avut în fiecare noapte aici temperaturi cu minus și au rezistat cu brio. Același comutator pe care îl găsim pe avertizori, îl găsim și pe stația Prologic Fulcrum. În momentul în care este comutat în partea stângă, este stația oprită. În momentul în care comutăm pe mijloc, este pornită și avem și avertizarea lanternei în momentul în care avem trăsătură. Iar în momentul în care avem comutat în partea dreaptă, avem semnalizare pe stație, dar fără lumina lanternei. Deci doar becurile de avertizare, LED-urile de avertizare ale stației fără cea de lanternă. La fel ca și la avertizori, avem 6 moduri de volum, 6 praguri, în funcție de cât de tare avem nevoie să se audă, plus modul de vibrație. Deci practic sunt 6 plus modul de vibrație. În momentul trăsăturii, LED-ul care corespunde cu avertizorul de pe rod pod stă aprins timp de 5 secunde pentru a ne putea da seama la care lansetă am avut trăsătura. Și foarte, foarte important, un lucru la care eu țin foarte mult, avertizarea să fie în timp real odată cu senzorul. Stația preia în mod automat atât culoarea, cât și tonalitatea pe care noi o setăm pe fiecare senzor în parte. Stația funcționează cu 4 baterii 3AA și bate la o distanță de până la 200 de metri. La fel ca și avertizorii, este rezistentă la ploaie și la intemperii și o funcție foarte bună în momentul în care nu avem lumină la îndemână. Avem butonul de pornit aceste LED-uri manual. Din punctul meu de vedere, au trecut testul suprem la diferențe de până la 20 de grade între zi și noapte, noaptea cu minus, și au indicat fiecare pește. Singurul lucru care mă deranjează la avertizorii Prologic Fulcrum este lipsa unei cutii în care să pot să mi-i depozitez fără să îi zgâri, să îi transport în siguranță, ei venind într-o cutie de carton care cel mai probabil cu timpul se va deteriora și chiar și așa nu încap decât 3 plus stație, deci trebuie să-mi improvizez o geantă de transport pentru aceștia. Dar cu toate acestea, raportul calitate-preț pe care oferă Prologic Fulcrum mi se pare unul foarte, foarte bun.